cred că ușor, ușor se apropie și câștigătorul de la cursa de 5 km. Mai e foarte puțin, eu deja am început să-i văd. Ediția de anul acesta a semimaratonului Iașului a reunit în Duminica Floriilor oameni de toate vârstele, entuziaști, pasionați de mișcare și animați de dorința de a se implica pentru a crea o lume mai bună. Maraton Iași 2022, Salvați Copiii, Rotary Club Covou și Primăria Municipiului Iași au reușit să aducă acest eveniment pentru ieșeni, dar și pentru alergătorii din întreaga țară. Am reușit să punem Iașul pe harta marilor evenimente de acest gen, după 2 ani în care nu am reușit să ieșim în aer liber. În acest moment avem peste 2000 de alergători, peste 3000 de oameni care sunt pe străzile orașului și văd evenimentul. Este un eveniment care are un rol educativ și formativ pentru copiii noștri, pentru că ei văd că adulții fac mișcare într-un oraș curat, într-un oraș sănătos. Evenimentul are și două cauze caritabile foarte importante. Pe de o parte, susținem copiii cu rezultate deosebite la învățătură, cu randament școlar extraordinar, din mediul rural și care nu au șanse, nu au resurse materiale suficiente. Îi susținem să vină în Iași la școli de elită și susținem și realizarea unui nou centru educațional pentru copiii din municipiul Iași. Colega noastră, Andreea Luca, realizator al emisiunii Darea de Seamă, a răspuns provocării și a ales cursa de 21 de kilometri. Îmi doresc să putem susține educația copiilor defavorizați, din medii defavorizate, să poată să aibă un viitor. Și noi, prin toată această adunare frumoasă, cred că vom reuși să înaintăm puțin în această cauză. E drept că această cursă de 21 de kilometri este cea mai mare din viața mea. Sper să reușesc să o duc până la bun sfârșit. Mi-am propus acest lucru, cred că voi reuși. Ia să vedem, știți să aplaudăm? În ciuda prognozei, vremea a fost de partea tuturor celor care aleargă cu inima, împărtășind astfel experiențe memorabile. Sperăm să fie o competiție super. Am fost acum 200 la Brașov, vreme horror, acum e ok, nu plouă, va fi bine. E, Bacău e aici! A fost o vreme frumoasă la Brașov. Frumoasă! Ploaie, zăpadă, gheață, noroi! Exact! Never stop! Chiar dacă podiumul a fost dat de pregătirea și condiția fizică a fiecărui participant, la linia de sosire cu toții au fost câștigători și onorați pe măsura efortului depus. Un mare bravo pentru acest frumos eveniment!